Investițiile în infrastructură iau amploare în România. Nu vorbim doar de bani alocați pentru drumuri, ci și pentru căi ferate, transport naval, respectiv aeroporturi. Perspectivele țării noastre în materie de transporturi au fost dezbătute în cadrul unei conferințe organizate de Incam și Antena 3 CNN. România se află într-o poziție cheie în Uniunea Europeană la capitolul transportului de mărfuri, lucru demonstrat odată cu invazia rusă în Ucraina. De atunci, fluxul de mărfuri care tranzitează țara noastră atât pe apă cât și pe uscat a crescut. Dunărea reprezintă un pilon pentru acest sector, iar un proiect dezvoltat în Galați va integra portul pe fluxul internațional de containere. S-a realizat recepția la etapa a doua, componenta din cele patru etape ale platformei multimodale, respectiv cheu, racord rutier, platforma multimodală Galați și accesul în incinta platformei, lucru care ne-a dat un imbold și mai mare pentru continuarea acestui proiect. Nu doar porturile necesită investiții, ci și infrastructura feroviară, subliniază experții. În prezent, Crampetu este prezent în 10 țări, cu focus, bineînțeles, în Europa Centrală și de Sud-Est. Avem de 2 ani creșterea nivelului tarifului de utilizare a infrastructurii, scumpirea energiei electrice. Suntem, de asemenea, afectați de noua lege de salarizare a personalului feroviar. Nu discut aici ajutorul de stat pe care îl primește transportul rutier prin acea subvenționare de 50 de bani pe litru pentru motorină. Care nu se aplică însă și la feroviar. Care nu se aplică la feroviar. Astăzi raportul este de 1-6. Deci cam la o tonă care se transportă pe feroviar, de 6 ori mai mult se transportă pe rutier. Traficul pe aeroporturi a crescut cu aproximativ 20% în ultimul an. Pe aeroportul internațional Brașov-Gimbav, de exemplu, s-a ajuns la 88 de curse săptămânale față de 10 zboruri cât erau anul trecut. De ieri s-au pus bilete în vânzare către Dortmund cu 4 destinații pe săptămână, începând după 14 iulie. Din septembrie, destinațiile către Londra se măresc de la 3 cu frecvență, vor fi 4 destinații, 4 frecvențe. Budapesta, tot după data de 2 iulie, începe cu 3 frecvențe pe săptămână. Tot de la sfârșitul lunii iunie, 9 destinații cu câte 3 frecvențe pe săptămână. România are la dispoziție în momentul acesta 17 miliarde de euro din fonduri europene, incluzând aici politică de coeziune și PNRR, pe ceea ce înseamnă transportul, infrastructura de transport. 9,6 miliarde de euro din politica de coeziune, 7,4 miliarde de euro din PNRR. Dual, pe infrastructura rutieră, dacă vrei, și pe infrastructura feroviară. În cadrul conferinței organizate de Incam și Antena 3 CNN, oficiali au dat asigurări la unison că transporturile din România vor evolua până în 2030.